Singura plecare certă este a lui Bogdan Stancu. El și-a dorit să rezilieze contractul, nu a prins nici multe minute în tur și a vrut să plece. Am reziliat de comun acord și nu știu unde va pleca, spunea președintele Dumitru Olteanu. Bogdan Stancu nu a prins decât 50 de minute în actuala ediție de campionat, 45 în deplasarea de la Arad când a intrat după pauză în locul accidentatului Tirică și 5 minute în victoria de la Afumați când a fost eliminat la scurt timp după ce a intrat.